arătați documentele animalelor pe care le aveți? Na, mă, actele că le-am crezut de la IAPA. Noi ne-am scris. Nu trebuie să aveți obligativitatea să vine înregistrat din punct de vedere sanitar veterinar. Dar este trecut, e trecut la domnul... Vă rog să-mi dați buletinul dumneavoastră. Da. Uitați, domnul doctor este aici, când s-a făcut, eu am făcut, i-am făcut vaccinurile, n-are scarul. Asta... Bună ziua! Aștept să trăiți. Are chip. Băgat. Așa? Nu știu, de la IAPA. Hai să vedem. Hai să vedem dacă are. Imediat. Stai că aveai obligația să-i pui chip. Îi punem dacă... Deci la ăsta... Problema dacă are. La IAPA... A avut IAPA, dar ăsta e puiul. De la IAPA am dat-o. Domnul doctor. Da. Deci. Calul vreau să-l vând. Numai puțin. Puțin, lasă. Acum o să vă scriu o amendă, domnul Dumitrașcu. Dar de ce să vă scriu să amendă? Lasă să ați lăsat animalele pe domeniul public nesupravegheate, iar aseară... Iar aseară, animalul respectiv, armăsarul, calul dumneavoastră, a rănit un om cu un copil în brațe. Da, eu l-am văzut, domnul primar, de ce nu? Ați domnul Dumitrașcu, domnul Dumitrașcu. Da. Deci dumneavoastră ați lăsat pe domeniul public animale nesupravegheate, chiar și supravegheate nu aveați voie să le lăsați. Aveați posibilitatea să le țineți pe stabulație, animale se țin pe stabulație, adică mergeți și tăiați iarbă de pe proprietatea dumneavoastră dacă aveți, dacă nu de pe mare și animale. Că există o autoritate numită Primăria Comunei Săcălaș care trebuie să aibă grijă de comunitate, da? Da, e adevărat. Prin acțiunea dumneavoastră de iresponsabilă din punctul meu de vedere că lăsați un armăsar pe domeniul public și atacă oameni, ați pus în pericol viața unui om și a unui copil. De ce nu mă înțelegeți? Calul fără legat. Eu v-am ascultat. Ce a avut omul respectiv? Nici legat, nici dezlegat. Calul nu are ce să caute pe domeniul public. Omul nu a avut ce să caute la omul are dreptul să se plimbe pe domeniul nu public. Nu s-o plimba, s-o calul dumneavoastră a fost pe domeniul public. Să vadă copilul vreți cal. Vreți să mergeți cu mine, uitați aici și toată lumea să vedeți unde a fost calul legat? Mergeți? Nu. Și ăla nu-i domeniul public, că e teren intravilan. Nu, calul, eu îl vând calul. Și al dumneavoastră și au pui orice cal din unitatea militară, că am văzut acum, am văzut în partea cealaltă, mergem, dăm amenzi la toți. Toți care au cai pe domeniul public primesc astăzi amendă și mâine și poimâine și răspâine până în învățăminte. Merg tuturor. Merg acum să nu mă cap de frică. Ce pot să fac? Mă bag în pușcărie. Nu te bag în pușcărie, să-mi trag amendă cu Pătesi Băsescu. Câte amenzi n-am primit? Dacă mă te uiți pe calculator, am vreo 200 ceva de mii de amenzi. Pe Timișoara când am fost. Cine o plătește? Eu n-am bani, nu să plătesc. Înseamnă că de-abia plătesc chiriile și ce ia. Bineînțeles, 30 și ceva de lei pe lună e foarte mult, într-adevăr. Mă rog să nu-mi dea amende el în brață, că nu, să stai din bun. Înțelegeți, animalele nu se mai țin. Am închis ochii, s-a întâmplat ce s-a întâmplat ieri, din momentul de astăzi, niciun animal. Riscul a fost enorm ca un copil să moară ieri. Din cauza asta sunt foarte supărat. Dacă omul ăla nu se punea peste copilul ăla să facă scut, îl călca armăsarul pe cap pe copil. Despre ce vorbim? Dacă era mort un copil sau omul ăla, omul matale acum era la pușcărie arestat. Știi lucrul ăsta? Da, e adevărat. Și atunci, nu-i mai bine să prevenim? Hai domnul primar, dar nu ar putea să-mi dați un avertisment? Te rog frumos, semnezi procesul verbal. Dacă ai ceva de menționat, spune-mi, te rog, ai ceva de menționat aici? Dați-mă avertisment, să ți-l dau calul. Ai, numai puțin, ai ceva de menționat în procesul verbal? Îți scriu, îți spun ce am scris, da? Că animalul dumneavoastră a lovit un om în zona capului, riscând să fie omorât. Bun. Constituie contravenție și se acționează cu amendă de la 400 de lei la 1000 de lei, da? Stabilesc drept sancțiune 1000 de lei, stabilită în baza HR 52 pe 2019, da? Aici dacă aveți ceva de descris, adică nu sunteți de acord, nu sunteți de acord. Deci sunteți de acord cu ce am spus până acum? Păi dar cât e asta? Nu, nu, lăsați amenda. Sunteți de acord cu ce am spus până acum acolo? Adică că ați lăsat calul dumneavoastră, a lovit un om și așa mai departe, sunteți de acord? Ok. Descriem aici că sunt de acord, dar nu sunteți de acord cu amenda. Am scris așa, sunt de acord cu faptele, nu cu amenda. Aici? Aici semnați-mi pentru asta o dată aici.
probleme. Și odată vă rog aici. Dă numai un pic, că merge rigiu, că eu nu știu. Eu mi-s mai mult Unde se duce? Asta, la caserie s-a fitat amenda. Păi asta cât e, 1 milion? Nu, 10 milioane. Da, următorul cu animale, unde-i? Aseară, în jurul orei 20:30, am fost anunțat de către o doamnă din cartierul Florilor că în vecinătatea cartierului Florilor cu unitatea militară un cal s-a constatat ulterior că a fost armăsar. A accidentat destul de grav un bărbat, un adult și un copil de 2 ani. M-am deplasat la fața locului, ajunsese între timp poliția și salvarea. Am constatat într-adevăr ce am putut eu să constat ca un nespecialist, că bărbatul avea o rană în jurul urechii, spre gât, iar copilul era foarte speriat, vă dați seama. În momentul în care au fost atacați, bărbatul a făcut practic scut peste copil să nu fie călcat în picioare de către armăsari. Bineînțeles că proprietarii animalului au negat, au fost foarte violenți în limbaj. Înțeleg din discuția de aseară cu polițiștii că s-a întocmit un dosar penal. E treaba poliției. Deci, în virtutea acestor evenimente, azi dimineață am fost și am luat măsura amendării proprietarului, pentru că avem o hotărâre de Consiliu Local din 2019, dacă mi-aduc bine aminte, hotărârea 52, care spune foarte clar că animalele trebuie ținute închise și sub nicio formă, nici supravegheate, nici nesupravegheate, nu pot fi lăsate pe domeniul public, chiar priponite, chiar legate. Am aplicat sancțiunea maximă. Urmează ca în zile următoare să găsim pe fiecare pe rând deținătorii de animale, iar dacă le găsim pe proprietate, pe domeniul public, îi vom amenda. Dacă se merge în continuare pe în aceeași mod de lucru în relația cu cetățenii respectivi, studiem problema să facem o acțiune împreună cu organele abilitate în vederea confiscării acestor animale și amendarea, bineînțeles, din nou nu raportat la HCL-ul primăriei, Consiliul Local, de fapt, ci raportat la alte legi, altă legislație specifică instituțiilor respective. Deci mesajul meu este pentru cei din zona unității militare, rugămintea, de fapt, un mesaj este să își țină animalele închise, peste ambulație, să facă cerere către primărie în vederea atribuirii de pășune atunci când fac dovada scrisă că dețin și sunt înscriși în toate registrele aferente animalului respectiv și să ne civilizăm, pentru că altfel se intră în conflict între autoritate și zona unității militare și nu asta e dorința mea. Dorința mea este să introducem acolo apă, canalizare, practic să trăim cu toții într-un mediu civilizat.